13 martie. Pomenirea Sfântului Nichifor, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul Nichifor a păstorit Biserica lui Hristos cu mare râvnă și înțelepciune, fiind unul dintre cei mai mari arhipăstori ce au stat vreodată pe scaunul patriarhal al Constantinopolului. Când Leon Armeanul s-a ridicat împotriva icoanelor, singur Sfântul Nichifor a stat pe față împotriva împăratului. El mai întâi l-a sfătuit în taină și cu blândețe pe împărat, dar mai pe urmă l-a dat fără teamă pe față. De aceea, depravatul împărat l-a surghiunit în insula Prochinesis. Pe această insulă se afla o mănăstire pe care Sfântul Nichifor o ridicase în cinstea Sfântului Teodor. Mărturisitorul Ortodoxiei, Sfântul Nichifor, a rămas în această mănăstire timp de 13 ani, unde a și murit. Trecerea lui la cele veșnice s-a întâmplat la anul 827 după Hristos. După aceea, pierind toți împărații iconoclaști, iar la cârma Imperiului aflându-se Mihail cu maica lui Teodora, pe scaunul patriarhal al slăvitului Constantinopol s-a reîntors patriarhul Metodie. Acesta a mutat sfintele moaște ale Sfântului Nichifor de la Prochinesis la Constantinopol la anul 846, așezându-le mai întâi în Biserica Sfintei Înțelepciuni a lui Dumnezeu Sfânta Sofia, de unde Sfântul Nichifor și fusese surghiunit, iar mai apoi în Biserica celor 12 apostoli. Praznicul cel mai important al Sfântului Nichifor este în ziua de 2 iunie și apoi iar în ziua de 13 martie, când se prăznuiește descoperirea și mutarea sfintelor lui moaște nestricăcioase. Tot pe 13 martie, Sfântul Nichifor fusese izgonit din scaunul său, dar după 19 ani, în aceea zi, sfintele lui rămășițe au fost readuse în Capitoliu. Pomenirea Sfintei Mucenițe Cristina, cea din Persia. Pentru mărturisirea neclintită a credinței ei în Hristos, ea a fost torturată cu cruzime în Persia, în veacul al IV-lea. De la aceste schingiuiri și biciuiri neîncetate, ea a slăbit atât de mult încât a murit. Sufletul ei, lăsând în urmă trupul ei torturat, a intrat în bucuria lui Hristos, împăratul și stăpânul. Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Publiu. Acest Sfânt Sfințit Mucenic a fost succesorul Sfântului Dionisie Areopagitul la scaunul episcopal al Atenei. Episcop fiind, el a fost prins, torturat și decapitat de păgâni în veacul al doilea. Dar după aceste chinuri de puțină vreme, el a moștenit viața veșnică. Cugetare. Mari sunt creștinii în ale căror suflete arde o mare iubire pentru Hristos. O, cu adevărat mari au fost acei creștini, acei de Dumnezeu purtători, părinți și mucenici. Pentru mulți dintre contemporanii noștri, lucrul acesta cu greu se poate măcar imagina. Iată ce a mărturisit odată un astfel de mare sfânt, Sfântul Simeon, noul teolog, înaintea obștii mănăstirii sale. Că în propria lui viață și trăire s-au adeverit și s-au împlinit cuvintele Mântuitorului, căci jugul meu este blând, iar sarcina mea ușoară. Matei 11:29. Sfântul Simeon a zis: credeți-mă, fraților, când am scăpat la Dumnezeu, Mântuitorul meu, nu am întâlnit în cale nimic întristător, greu sau de nesuportat. Singura mea durere și tristețe de nesuportat a fost că nu puteam găsi destule motive mulțumitoare ca să mor cât mai repede de dragul iubirii Hristosului meu. Oare nu sunt astfel de suflete ca niște focuri închise în vase de lut?
Flacăra focului arde întotdeauna drept, cu vârful spre cer. Să dăm doar la o parte capacul vasului de lut și flacăra va țâșni în înălțime. Luare aminte. Să luăm aminte la Mântuitorul Hristos stând la judecată înaintea lui Irod. La cum Irod la început fusese foarte blând, deoarece a vrut să-l vadă pe Hristos nu dintr-o necesitate duhovnicească, ci din curiozitate omenească. La cum Irod sperase să-l vadă pe Iisus făcând vreo minune, dar a rămas înșelat, văzându-l pe stăpânul că nu răspunde nimic celor care îl interogau. La cum Irod l-a bajocorit pe Mântuitorul, îmbrăcându-l într-o mantie lucitoare. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și urmează pe ea. Predică despre reconcilierea celor răi de dragul împlinirii răului. Și în ziua aceea Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte era o dușmănie între ei. Luca 23:12. Din mijlocul bajocurii cu care îl împroașcă nelegiuiții, cel drept face bine dușmanilor săi împăcându-i între ei. Este adevărat, această reconciliere nu este spre facerea vreunei fapte bune, ci spre unirea puterilor până atunci învrăjbite într-o prigonire a celui drept. Iată că astfel limba urii dintre ei s-a stins și a murit. Aceasta a fost răsplata dreptului către ei. Pilat și Irod până în acea zi trăiseră în dușmănie, dar în ceasul în care Mântuitorul a fost adus pentru judecată, atât înaintea unuia cât și înaintea celuilalt, ei, Irod și Pilat, s-au împăcat. Domnul păcii a adus pace între cei care se urau, pacea care i-a ajutat să-i pregătească crucea, căci El este Cel care vine să se aducă de bunăvoie jertfă pentru mulți. Chiar și astăzi, inși care se urăsc între ei, fac îndată pace când e vorba să-L prigonească împreună pe Domnul. Mulți sunt care se ucid între ei plini de ură, până când pomenești în mijlocul lor numele Domnului. De îndată ce aud în urechile lor acest nume, ei treptat fac pace de plină între ei, doar pentru a se arunca cu ură dezlănțuită împotriva acestui nume sfânt. Este mai ușor nelegiuitului să-l torereze pe alt nelegiuit decât le este tuturor nelegiuiților împreună să-i tolereze pe drepți. Le este mai ușor păcătoșilor să ajungă la înțelegere și reconciliere cu alți păcătoși ca și ei decât să ajungă la înțelegere și împăcare cu drepții. Chiar și la nivelul țărilor între partide adesea se ridică aceeași problemă. Indiferent cât de murdar se atacă reciproc, ele vor face de îndată pace dacă este vorba să decidă ce loc să acorde stăpânului Iisus Hristos în politica de stat. Să-i acorde oare locul întâi, așa cum îi se cuvine, sau mai degrabă să-i acorde ultimul loc sau poate chiar niciunul. În astfel de probleme, cei care sunt dușmani de o viață vor face pace pe loc, numai și numai în scopul ca a Mântuitorului să nu îi se dea decât cel mult ultimul loc în diriguirea trebilor statului. Așa a fost și cu cearta dintre partidele fariseilor și saducheilor, care îndată s-au împăcat între ei când a fost vorba să-l prigonească pe Mântuitorul. Dar oare de unde înverșunarea aceasta lor de a nu-i da celui care este cel mai nevinovat și cel mai necesar vieții noastre decât ultimul loc? De acolo că pofta lor cea mai arzătoare este aceea de a-și rezerva primele locuri lor. Aceasta au dorit-o și fariseii și saducheii, când fără să clipească s-au învoit la uciderea lui Hristos. Aceasta au dorit-o și Pilat cu Irod. Aceasta a fost pofta comună care i-a determinat să se împace. Aceasta a fost pofta care le-a arătat că este necesar să-L judece și să-L omoare pe Hristos. O, fraților, niciodată să nu fie niciodată nouă a ne uni cu păcătoșii împotriva dreptilor, ci mai curând să căutăm noi în tot chipul pacea cu Dumnezeu și aceasta cu o conștiință nepătată. O, Doamne, ajută-ne nouă să dobândim pacea aceasta, că-ți Ție se cuvine toată slava și lauda în veci. Amin.